din Galați, cum azi primele sume pentru a compensa o parte din pagubele suferite. Fiecare familie afectată va primi un ajutor de urgență din partea Guvernului de maxim 10.000 de lei, iar în cazul acelor familii care și-au pierdut pe cineva drag, aprobăm un ajutor suplimentar de 10.000 de lei. Suma totală acestui prim ajutor este de 100 de milioane de lei. Este un gest obligatoriu de solidaritate față de români încercați greu de soartă. Prin acest cadru legislativ aprobat azi, putem interveni cu ajutoare de urgență în orice altă zonă, dacă va fi nevoie. Sperăm să nu mai fie cazul și să depășim fără alte probleme majore acest episod de vreme severă. Evident, prioritatea o reprezintă efectuarea urgentă a lucrărilor de reparații, atât la casele și anexele distruse, cât și la drumuri, poduri și alte obiective de infrastructură locală. De aceea, la propunerea prefecților de Galați și Vaslui, sunt în curs procedurile obligatorii pentru ca Ministerul Administrației și Internelor să instituie starea de alertă la nivelul celor două județe. Astfel, autoritățile locale se pot mișca rapid pentru a contracta lucrări și servicii în termen extrem de scurt. De asemenea, vrem ca toți copiii din comunele afectate să poată merge în continuare la școală. Sunt localități unde școlile au fost grav avariate. De aceea aprobăm eliberarea urgentă de la rezervele statului a 4 clădiri modulare în care copiii pot învăța temporar până când situația revine la normal. Autoritățile locale împreună cu Ministerul Educației se ocupă și vor operaționaliza rapid aceste școli temporare. Aș dori să le mulțumesc instituțiilor locale centrale implicate în acest efort. Sunt mii de pompieri, militari, polițiști, medici și angajați din administrațiile locale care au muncit non-stop de aproape 72 de ore. Numele tuturor îi asigur pe locuitorii afectați de inundații că nu ne vom opri până când nu vom repara șoselele și podurile din zonă, până când nu vom reface toate locuințele distruse, astfel încât viața lor să revină cât mai aproape de normal. Închei, nu fără a saluta solidaritatea mediului privat românesc cu românii din zonele afectate de inundații. Azi ar fi trebuit să merg la Buzău, unde s-a redeschis o importantă fabrică de materiale de construcție. Înțeleg că acest grup va face o donație constând în materiale de construcție pentru refacerea celor afectați. Le mulțumesc pentru că se alătură efortului guvernamental. Este un gest demn de respect și sunt convins că vor fi urmați și de alte societăți comerciale sau ONG-uri. Pentru că asta înseamnă cu adevărat solidaritate. Vă mulțumesc!